Bun găsit! Din nou împreună la întrebări complicate, răspunsuri adecvate. Lucrarea Duhului Sfânt este extrem de importantă la nivel de biserică și la nivel de individ. Una dintre lucrările Duhului Sfânt, care este cerută fiecărui credincios, este plinătatea lui. Ce înseamnă oare a fi plin de Duh vis-a-vis -vis de a fi botezat cu Duhul Sfânt? Pentru a găsi răspund la întrebarea ce înseamnă împlinirea poruncii a căuta să fim plini de Duh, stăm de vorbă cu dr. David Goran, pastor al Bisericii Sfânta Treime din Alba Iulia. De ce ni se poruncește în Scriptură să fim plini de Duhul Sfânt? În Efeseni, capitolul 5, versetul 18, găsim într-adevăr porunca, imperativul, fiți plin de Duh. De fapt, versetul complet e nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plin de duh. Aș vrea să comentez puțin pe marginea acestei porunci, și implicit a versetului, a textului în care găsim uh, imperativul. Uh, fiți plin de duh este acolo o parte uh, din uh, secvența textului care începe în versetul 15, unde găsim mai multe porunci, aceasta fiind de fapt ultima din uh, paragraful respectiv. De cele mai multe ori însă ne oprim la această poruncă a fi plin de Duhul Sfânt și încercăm să o înțelegem sub diferite tradiții, poate eclesiale, fără să ne uităm cu atenție la ceea ce urmează după acest verset. Ori știm foarte bine, acest imperativ este mai apoi urmat de patru participii în originalul grecesc, adică de patru verbe care am putea să le traducem la modul gerunziu, poate în limba română. Adică fiți plin de Duh și textul continuă cântând, lăudând pe Dumnezeu din toată inima, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, supunându-vă unii altora. Deci toate verbele care urmează după sunt modalități sau mijloace prin care poți să împlinești porunca spusă anterior. Fii plin de Duhul Sfânt. Cum poți să fiu plin de Duhul Sfânt? Păi, iată textul spune, căutând părtășia comunitară împreună cu ceilalți, pentru că observăm pluralul acestor verbe întotdeauna. Deci a fi plin de Duh nu este atât de mult, iată conform textului din Efeseni, un act individual, privat, cât mai degrabă un act comunitar pe care uh, îl împlinim în momentul în care suntem împreună cu ceilalți în cadrul părtășiei uh, comunitare, ca biserică. Cântând, lăudând pe Dumnezeu împreună, mulțumind, sfătuindu-ne unii pe alții da, cu Cuvântul lui Dumnezeu, supraveghind, adică vegind unii asupra altora. Deci, aceste verbe pot fi văzute ca mijloace, ca modalități prin care poți fi plin de Duhul Sfânt. Și, în același timp, cred că sunt și uh, consecințe ale umplerii cu Duhul Sfânt. Deci nu văd o rețetă magică, miraculoasă, ci pur și simplu niște ingrediente firești, normale, pe care ar trebui să le urmărim ca și credincioși în viața noastră, parte a trupului eclesial, trupului Hristos. Dacă botezul cu Duhul Sfânt ne incorporează în trupul lui Hristos biserica, plinătatea Duhului Sfânt ne face să funcționăm în cadrul acestei comunități. Așa cum se spunea din nu există o rețetă magică, ci există anumite principii prin care lucrarea Duhului Sfânt poate să se manifeste în cadrul comunitar.